ce avion de lux a zburat Viorica Dăncil în Israel. Bijuteria care a dus vestea posibilei mutrii a ambasadei la Ierusalim. Premierul Viorica Dăncil efectuează, miercuri sublinierei joi, o vizită oficială în statul Israel la invitația prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Vizita vine imediat după ce președintele PSD a anunțat public ce guvernul a adoptat un memorandum prin care se creează un cadru de dezbatere pentru o eventual mutare de către România a ambasadei sale în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Numai ce, deși în mod oficial este încurajat consumul de produse române, achiziția de mașini în România sau folosirea companiilor naționale, neoficial obrazul fiind cu cheltuiel seine. Delegația guvernamentală român condus de prim-ministrul Viorica Dăncil a ales să zboare în Israel cu o bijuterie. Este vorba de un avion de tip Challenger 300, ITRC al companiei private Toyo Aviation, serviciul privat Jet Charter Solution. Potrivit specialiștilor în aviație consultați de știri pe surse. Astfel de curs dus întors, staționare pe aeroport 2 zile și confortul aferent duce bindior spre un buget de peste 25.000 euro la o prim strigare. De menționat CetaRom, compania națională de transport aerian are curse frecvente București, Tel Aviv. Se putea alege de asemenea și o cursă la compania națională israeliană de transport aerian. Pe site-ul companiei aeronavale de delegaia guvernamentală română, avionul este produs în 2009, dar modernizat în 2017, 9 locuri, deservit de un echipaj de bord format din 4 persoane și o autonomie de zbor de 5741 km. Contactai de stiri pe surse ro.3 reprezentanii Toyo Aviation nu au dorit să comenteze situaia și să dea detalii despre curs, dar nici nu au infirmat informațiile. Nici reprezentanii guvernului României nu au putut fi contactai până la publicarea acestei tiri. Mai jos, prezentarea aeronavei acum este ea pe site-ul companiei.